Mai pe scurt vorbind, Pavel mi-a reparat scuterul. Era vineri, mă îndreptam spre casa lui Pavel. L-am sunat și am zis să ias la poartă. Și vei? Oi, așa spornești mopedul ăla? Cu telecomanda? Da, oi, așa-l pornim eu. Tu glumești? Serios, ei, dar tu ai pus baterii la el. Da, oi, are baterii telecomanda. Nu, ei, la moped ai pus baterii. Aha, da, oi, poate de asta nu-ți porne. Da, ai dreptate. Ne-am dus la moped și Pavel a zis că poate să mi-l repari ca nou. Adică să nu mai am treabă cu el. Dar știi tu, trebuie leacă de rubli. I-am zis că cu banii eu duc bine, mu, și n-ar fi o problemă. Numai să-mi facă mopedul mai repede. M-am sturat să merg pe jos. El a zis că pe mâini scuterul va fi ca nou. Nici n-am să-l cunosc. Eu m-am bucurat. Am dat mâna cu el, am mers o leacă, pe urmă încă o leacă, am mai mers puțin și am plecat. Pavel a rămas unul la unul cu mopedul. Se grăbea tare să mi-l facă. Ca de ce spui jos și să uiți în telefon? Dar după o oră, tot în telefon stătea. L-am sunat și l-am întrebat cum merge treaba. Și dacă se primește, se repare mopedul. Da, băi frate, mopedul aproape gata. I-a schimbat tot nou în el. O rămas pus doar un plastic, când s-a făcut bucățele. Am pus receptorul și l-am lăsat Pavel să-mi repare mopedul mai departe. Și eu zdebil să lucrez pe căldura asta. Și am și soap mama și... Într-un cât deja trecuse ori bunii, Pavel a decis să apuși să repare mopedul. Așa cum el era un mehanic bun, avea orice chei și orice șurubelniță, de care ar avea nevoie. S-a uitat puțin la el și s-a pus mai odihnească o leacă, că totuși a fost după șurubelniță. Da, asta rog, strai, atenție, că nu e aproape. După ce s-a odihnit o leacă, s-a mai odihnit o leacă și a decis să apuși. A unit un cablu, pe urmă încă un cablu, doar că le-a unit greșit și le-a dezunit înapoi. Și normal că nu se electric, eu doar repar mopedii. A decis verifici și frânele. Frânele erau buni, dar el a decis să le facă și mai buni. După ce a bătut de câteva ore în roată, nu mai frâna deloc. Ei, oricum el trebuie schimbat. Oricum mopedul nu-i nou. Vrei nou? Du-te la magazin. După ce a finisat cu frânele, s-a apucat să facă luminile. A apăsat pe butoane, dar nu lumina nimic. Ei, clar că nu luminează, că e ziua. Noaptea se lumineze. După ce a terminat cu lumina, s-a uitat la el și a decis că trebuie de spălat. În rest tot e ca nou, parcă e din magazin. A luat căldarea, cârpa, a umplut-o cu apă, în timp și mergea spre moped, și imagina cât de mulțumit voi fi eu când voi vedea mopedul. A pus căldarea jos și a început să-l spele. Spăla din față, de urmă, dintr-o parte, din altă parte. Facea asta fericit, cu un zâmbet mare pe față, pentru că la el nu-i doar reparații de mopedii, dar și spălătorii. Apropo, și nu uiți să zic lui Cristie să ne achici spălătoria aparte. După ce a mers cu cârpa udă, a mers cu cârpa uscată. Dar ce fel de spălătorie e asta dacă nu speli șoroțele? A adus soluții și s-a pus să odihnească, că a fost după soluții. După jumătate de oră, a spălat roata din față, pe urmă din spate. Spăla așa de tare că nu mai avea și spăla. A dus căldarea cu apă, a venit înapoi și a decis mai îndrepte niște plasticuri. Acum chiar nu mai avea ce să iei. Scuter nou nouț. A luat telefonul și m-a sunat mine. A zis că mopedul e nou, s-a schimbat roțele, volanul, cauciucurile și cablurile. Pe lângă asta mai multe a schimbat. Până Pavel a pus receptorul, eu eram la poartă. Băi, tu n-ai idee cum e, e pâinea de Dumnezeu. Abdă să-l pornesc, ori pornești-l tu. Ei, dar mă trebuie aplicație. Ce trebuie?